o intenție sau, știu eu, de un proiect de a asfalta străzile laterale de la Luna. Ce se mai știe? Ce ne mai puteți spune nou în sensul ăsta? Dacă am reușit în satul Grigorești să facem asfaltarea drumului principal, dacă am reușit în Luncani să încheiem asfaltarea străzilor laterale, bineînțeles că trebuie să ne ocupăm și de comuna, de satul Luna, astfel ca să putem face în special pe locurile unde deja canalizarea este gata, să putem face asfaltarea străzilor. Chiar astăzi am avut discuții de dimineață cu o firmă spaniolă care se numește Landfix, care vin cu o nouă metodă, cu un material pe care l-am înțeles că se numește Tecofix, care se pune într-un strat de 20 cm și costurile la această lucrare pentru asfaltare ar însemna de aproape 3 ori și jumătate mai puțin decât asfaltarea tradițională, să-i spunem. Pe lângă asta, durabilitatea este pe viață, iar mai ales ținând cont de faptul că pe străzi laterale nu se intră cu un tonaj greu, nu vor fi probleme deosebite. Tot cu această firmă, mă rog, va fi o licitație, normal, vom vedea care dintre metodele pe care le vom folosi vor fi mai eficiente, vom trece și la executarea trotuarelor din satul Luna. Și discuțiile care s-au purtat cu delegația spaniolă, până la ce nivel au ajuns, să zic așa? Ce ați discutat cu ei mai exact? Rămâne să vă mai întâlniți din nou sau ați ajuns la vreun consens în privința unei viitoare posibile colaborări? Da, ei au promis că vor face în așa fel încât o stradă de 100 de metri să o asfalteze, noi să putem vedea ce înseamnă acest nou material care se pune pe stradă și dacă noi suntem cei care constatăm că este o lucrare bună și nu numai noi, specialiștii normali care să dea verdictul, probabil că vor merge cu această firmă dacă vor câștiga licitația.